Întâlnirea a fost pusă la cale de Prefectura Gorj și Consiliul Județean. Cele două instituții au trimis o adresă oficială prin care chemau la discuții deputații și senatorii celor două județe implicate în această investiție, Gorj și Hunedoara. Tema principală, obiectivul de investiție, amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești și Hunedoara, perspective de realizare și dezvoltare. De fapt, oficialii, în frunte cu secretarul de stat Andrei Maioreanu și directorul hidroelectrică Bogdan Badea, încearcă să găsească o cale prin care să atace o hotărâre definitivă obținută de ecologiști, cea care a anulat autorizațiile de construire în defileul Jiului. La întâlnire au participat și parlamentarii gorjeni, care ne-au dezvăluit scopul discuției. Se poate face un recurs în anulare. Astăzi, la ora 11, avem ședința cu toți factorii de răspundere și politici și apolitici vis-a-vis de această investiție, să vedem ce căi urmăm. Biologul Cătălin Dejeu susține că ceea ce autoritățile au în plan este o infracțiune. Cred că nici în Africa sau în America Latină nu s-a mai întâmplat ca sub egida guvernului să se pună la cale încălcarea unei hotărâri definitive. Eu multe mizerii am văzut în ultima vreme, dar aceasta chiar m-a șocat și pe mine. Doresc să dea în continuare, să dea înainte cu lucrările pe... Da, dar au decizie definitivă, trebuie să se oprească și gata, să înțeleagă că acolo e parc național. Ceea ce trebuia să înțeleagă în urmă cu 12 ani. Senatorul Scarlatti Riza crede că biologii și ONG-știi nu doresc dezvoltarea țării. Acesta susține că prin continuarea lucrărilor nu există niciun pericol pentru habitatul zonal. Ecologiștii sunt niște asociații de astea non-guvernamentale, că astea au dat în judecată hidroelectrica, care nu vor binele acestei țări, după părerea mea. O vorbesc în... Acum chiar ca om politic și mi-asum ceea ce zic. Pe timpul în care Jiu era turbure, nu erau nici vidre pentru că nu erau pești. Sau dacă erau ceva somn pe aici pe acolo. Nu erau căprioare sunt și acum, erau apa e limpede, acum poți să bea apă de acolo. Când era Jiu turbure, căprioarele, cerbii, capra neagră și ce vietăți mai erau pe acolo, efectiv nu puteau să bea apă din Jiu ăla pentru că era tulbure. Părerea mea, ca și inginer și ca și construcție care se face acolo, nu afectează absolut deloc flora și fauna acestei porțiuni de Jiu. De ce? La Livezeni este gata acel baraj, chiar poate să fie dat în funcțiune mâine, va acumula apă de valoarea următoare, 300.000 de metri cub de apă. Ce înseamnă, ca să înțeleagă toată lumea, dacă dați ceea ce zic eu pe posturile de radio și televiziune? Este un lac care are o lățime de 20 de metri, o adâncime de 6 metri și o lungime de 2 km de apă. E, în acel lac vor fi lebede, vor fi pești, vor fi vidre, că dacă e pește, sunt și vidre, vor fi tot felul de păsări și de animale care trăiesc pe apă și sub apă. Confundă un parc național cu o menagerie sau o grădină zoologică, înțeleg. Parcul național sunt pentru conservarea faunei în mediul natural, pentru conservarea naturii sălbatice, care înseamnă mult mai mult decât fauna. E ridicolă declarația. În ceea ce privește fondurile deja cheltuite, biologul Cătălin Dejeu afirmă că nu sunt o scuză. Asta nu este un argument. E ca și cum poliția ar prinde pe cineva cu pistolul în mână în pragul tentative de omor și l-a lăsat să termine că a dat bani pe pistol. Deci nu, acesta nu e un argument. Nu i-a obligat nimeni să cheltuiască acei bani. S-a știut încă din 2004 că e ilegal ce fac. Este studiul de fundamental al Parcului Național, care descrie foarte amplu că se încălca de atunci acordul de mediu și ce impact are proiectul. Păi nu e interesat că sunt deasupra legii, dar totuși nu putem să fim la infinit deasupra legii.
În primul rând că rămânem noi, fără natură. Pe noi ne doare cel mai tare, nu-i vorba de Comisia Europeană sau de... Din păcate, părerea oficialilor din Ministerul Energiei nu am obținut-o, pentru că autoritățile gorjene au avut grijă să ne țină la ușă.